Vă salut! Reprezint echipa Amenajeri Locuințe și azi doresc să vă arăt cum facem un circuit cap-scară cruce simplu format din două întrerupătoare cap-scară simple, un întrerupător cruce și un corp de iluminat. Avem montată în tablou o siguranță de 10 A din care pleacă un circuit pentru lumini în doza de legătură. Folosim conductor FY de 1,5 mm de diverse culori. Din tablou am tras în doza de legătură un fir albastru, unul roșu și un galben-verde. Firul roșu îl vom lega la fază, firul albastru legăm la nul și firul galben-verde la împământare. Din doza de legătură am plecat spre ambele întrerupătoare cap-scară cu câte un fir roșu. Spre lampă am plecat cu un fir galben-verde, unul albastru și unul negru. Între întrerupătorul cap-scară 1 și cruce am tras două fire negre. Între întrerupătorul cruce și întrerupătorul cap-scară 2 am tras alte două fire negre. Firele galben-verde le vom lega împreună în doză. Firul roșu care vine din tablou îl vom lega cu firul roșu care merge spre întrerupătorul cap-scară numărul 1. Firul albastru care vine din tablou îl vom lega cu firul albastru care pleacă spre lampă. Firul negru care pleacă spre lampă îl vom lega cu firul roșu care pleacă spre întrerupătorul cap-scară numărul 2. Cele două fire negre care ies din întrerupătorul cap-scară numărul 1 se vor lega cu firele negre ce vin din întrerupătorul cap-scară 2 în întrerupătorul cruce. Urmează montajul întrerupătoarelor. În întrerupătoarele cap-scară, la borna numărul 1, inscripționată cu litera R, se va monta firul roșu. În celelalte două borne, în cazul nostru 2 și 4, se vor lega firele negre. Montajul întrerupătorului cruce se va face după cum urmează. Cele două fire negre ce vin din întrerupătorul cap-scară numărul 1 se vor lega la bornele 1 și 3 din întrerupătorul cruce. Cele două fire negre ce vin în întrerupătorul cap-scară numărul 2 se vor lega în întrerupătorul cruce la bornele 4 și 6. Firele au fost trase aparent, fără copec sau țeavă PVC, pentru a vă face să înțelegeți schema acestui tip de circuit mult mai bine. În cazul în care sunteți interesați de serviciile pe care noi le prestăm, ne puteți găsi pe www.amenajerilocuinte.ro, pe pagina noastră de Facebook, Instagram și YouTube cu același nume. Dacă vi se par utile postările noastre, ne puteți da un like, un share sau vă puteți abona la canalul nostru. Vă mulțumim!